Salutare tuturor! Aici, Julius Paul, și bine v-am găsit la un nou podcast. Nu credeam că va trebui să fac un astfel de material și în 2021. Anul trecut am vorbit despre același subiect când a început starea de urgență provocată de pandemia de coronavirus și am încercat să ofer câteva sfaturi atât pentru viitorii miri cât și pentru colegii furnizori din domeniul nunților. Unul dintre sfaturi era despre a muta evenimentele în 2021 în speranța că vom scăpa de virus. Până atunci atunci, însă iată că acum situația nu este cu mult mai fericită și fac acest podcast tocmai pentru a vă ajuta cu unele sugestii. Nu avem ce face? trebuie să ne adaptăm. Vreau să vă reamintesc că puteți asculta acest material și în variantă podcast sau găsiți varianta text la mine pe blog. Toate linkurile se află în descriere. Încă de la început doresc să vă spun că am gândit mai multe scenarii, adică am luat mai multe situații posibile care sunt pur speculative și reprezintă doar părerea mea personală. Există posibilitatea ca ceea ce spun eu aici să se adeverească, însă este și foarte posibil să mă înșel. Așa că vă invit să analizați variantele pe care eu vi le propun și să alegeți cea care vi se potrivește cel mai bine. Marea problemă pe care o avem în momentul de față, pe lângă faptul că virusul ne pândește la tot pasul, este că trăim într-o mare incertitudine. Acest lucru este ușor nociv, mai ales pentru psihicul nostru, din mai multe motive. În primul rând, trăim mereu cu grija zilei de mâine, adică ce vom pune pe masă. Foarte multe domenii au fost afectate de pandemie, iar din pricina faptului că mulți oameni nu își pot practica meseria, se creează un mare stres legat de partea financiară. La fel suntem și noi, cei care lucrăm în industria nunților. În lipsă de evenimente, nu avem de lucru. Aproape a trecut un an de când am stat pe tușă și am dat din coate pentru a face poate ceva conex cu domeniul nostru. Evident, asta nu este o treabă sustenabilă pe termen lung, dar ne-am adaptat cum am putut, cel puțin pe moment. Iar dacă mai trecem cu un an, în aceleași condiții va fi destul de dificil pentru noi. În al doilea rând, nu putem gândi o strategie pe termen lung. Dacă vreau poate să-mi schimb domeniul de activitate sau poate să îmi extind area de cunoștințe și de expertiză, nu știu în ce să-mi investesc timpul, banii și energia, atâta vreme cât nimic nu este sigur. Nu știm cum evoluează pandemia, nu știm când se relaxează toate restricțiile, și nu știm dacă în domeniul spre care ne vom îndrepta se va putea desfășura activitatea. Cât despre industria anunților, situația este la fel de tulbure chiar dacă mirii și-au rezervat restaurante pentru nuntă, chiar dacă au făcut contracte cu toți furnizorii și chiar dacă sunt dispuși să renunțe la o mare parte dintre invitați, nu au nici o certitudine că în 2021 nunțile vor avea loc. Cu alte cuvinte, totul este pregătit, însă toată lumea este pe pauză. Această incertitudine este alimentată și de lipsa unei perspective din partea autorităților statului. Sunt de acord că nici ei n-au de unde să știe cum va evolua pandemia, dar degeaba ne vor anunța cu 30 de zile poate înainte că se vor putea ține nunțile pentru că este prea târziu pentru a mai mobiliza pe toată lumea, adică restaurant, prestatori și invitați. Avem nevoie de o perspectivă acum. Filmez acest material la final de ianuarie 2021, iar peste 4 luni teoretic, ar începe sezonul de nunți. Mă sună Miri să-mi ceară sfatul, cum să facă, dacă să mute, dacă să aștepte sau așa mai departe și nu pot să le spun nimic. Anul trecut, în 2020, au avut loc nunți în aer liber cu maxim 50 de persoane, ceea ce nu a fost ideal, dar a fost foarte bine pentru că atât Miri cât și furnizorii au putut să facă evenimente. Dacă am ști că acum există șanse ca cel puțin și în 2021 să fie la fel, adică nu ți-ai liber cu un anumit număr de persoane, pentru multă lume lucrurile ar fi mai clare. Dacă au o nuntă mică și restaurantoare de rasă, există șanse ca nunta să se țină. Dacă vor o nuntă mare în interior, atunci clar trebuie să o reprogrameze. În toată această nebuloasă, nu ne rămâne decât să speculăm, să sperăm că evenimentele se vor ține, indiferent în ce manieră, și că vom avea de lucru anul acesta. Dată fiind situația, cea în care nu știm dacă nunțile vor începe în luna mai, am gândit patru scenarii posibile, iar în funcție de cum evoluează lucrurile, vom ști cum să procedăm. Adică, doresc să vă ofer câteva sfaturi din ce informații avem până acum, ca să fiți pregătiți pentru orice. Vă reamintesc, analizați cu atenție fiecare variantă și acționați după cum vi se potrivește vouă. Iar dacă aveți altă părere decât a mea, în loc să apăsați butonul de dislike, mai bine mi-ați spune într-un comentariu viziunea voastră. Asta mă va ajuta și pe mine să-mi informez corect clienții la rândul meu. Scenariul 1. Toate nunțile vor avea loc indiferent de numărul de invitați. Dacă presupunem că prin minune mare parte a populației se vaccinează, scade vertiginos numărul de cazuri noi, iar secțiile ATI se vor elibera în mare parte, atunci viața va reveni la normal. În acest scenariu, se vor ține toate nunțile, mirii vor fi bucuroși că nu trebuie să renunțe la anumiți invitați, iar toți prestatorii vor avea de lucru. Știu, sună utopic și șansele ca acest lucru să se întâmple până în mai 2021 sunt aproape zi. Zero, dar eu personal cred că nici anul acesta, nici în următorii 2 ani nu vom avea anunți cu sute de persoane. De câte am citit pe internet, abia în mai 2022 va fi vaccinată aproximativ 85% din populația țării, lucru care ne îndepărtează destul de mult de ideea de a avea anunți în maniera cu care am fost obișnuiți până în 2019. Deci, nu are rost să discutăm foarte mult despre acest scenariu pentru că lucrurile sunt destul de clare. Scenariul 2 Nunțile vor avea loc, dar cu un număr limitat de persoane. Dacă ne bazăm pe precedent, adică ce s-a întâmplat anul trecut, nunțile vor avea loc în anumite condiții speciale. Sincer să fiu, eu sunt încrezător că asta se va întâmpla. Dacă în 2020, când a fost explozat de cazuri de COVID, când nu se știa nimic despre virus și când lumea nici nu prea respecta măsurile impuse de autorități sau ținut nunți, acum când avem și vaccin, când scade și numărul de cazuri și când oamenii s-au obișnuit să poarte masca, cu siguranță se vor ține evenimentele. Desigur, nu trebuie să ne hazardăm, dar eu cred că, cel puțin în primă fază, autoritățile vor permite nunți în aer liber, poate cu 30 de persoane la începutul sezonului de nunți, spre mijlocul verii, poate cu 50 sau 70 de persoane, tot în aer liber, sau poate o combinație de 20 în interior, 30-50 pe terasă, iar spre toamnă poate se va permite un număr mai mare în interior. Eu nu cred că vor fi permise evenimente anul acesta cu mai mult de 100 de persoane. Poate că acesta va fi maximul. Oricum ar fi, dacă se adeverește ceea ce spun, este o situație bună. Nu e ideală, dar totuși e mai mult decât nimic. Pe de o parte, mirii vor fi împăcați că totuși își vor putea face nunta cu familia și prietenii apropiați, iar pe cealaltă parte și furnizorii vor avea de lucru. Oricum, cu toții am învățat ceva anul trecut, iar multe restaurante și-au construit terase sau au corturi deschise, furnizorii și-au adaptat produsele sau serviciile pentru locații de exterior, iar oamenii și-au dat seama că un eveniment în aer liber, pe timp de zi, poate fi la fel de distractiv Activ ca și unul în interior, pe timp de noapte. În cazul acesta, vreau să vă dau câteva sfaturi celor care sunteți viitori miri. 1. Dacă aveți rezervat un restaurant care dispune și de terasă acoperită sau un cor deschis, adică cu acoperiri și fără pereți, luați legătura cu persoana responsabilă de la sală și discutați posibilitatea de a muta nunta afară. În cazul în care aveți-o pe listă poate 100-150 de invitați, și este posibil să vă limitați la 50 sau 70 de persoane, fără să supărați pe nimeni, atunci luați în considerare această variantă. Sfatul 2. Dacă restaurantul are deja o nuntă contractată pentru terasă, iar voi ați rezervat poate pentru interior, analizați posibilitatea de a face nunta voastră duminică sau vineri. Dacă aveți nunta să zicem în luna iunie și terasa nu este disponibilă și vă gândiți totuși să o mutați poate pe septembrie sau octombrie, este riscant. Pe de o parte depindeți de condițiile meteo, iar pe de altă parte s-ar putea ca nu toți furnizorii pe care i-ați contractat deja să fie disponibili. Țineți minte că pe lângă nu nunțile de anul acesta, furnizorii au mutat și nunțile de anul trecut. De șansele ca un fotograf, spre exemplu, să aibă anul acesta toate weekendurile ocupate, adică și sâmbătă și duminică, sunt foarte mari. Sfatul meu este să luați în calcul ziua de vineri a acelui weekend. Cu siguranță toată lumea va fi disponibilă, iar decalarea cozii nu cred că ar deranja pe cineva. Sfatul 3. Dacă aveți o nuntă mare și nu doriți să renunțați la invitați, atunci soluția pentru voi este să mutați nunta pe anul viitor, deși eu zic să vă mai gândiți. Dar discutăm asta la scenariul 3. Sfatul 4. Dacă reduceți numărul de invitați și evident de automat și bugetul total al nunții, aveți mai multe opțiuni. Puteți veni cu bani de acasă, dacă nu doriți să renunțați la anumite servicii sau produse și doriți să faceți nunta așa cum ați visat-o, sau dacă nu este opțiunea asta pentru voi, pentru că poate nu aveți posibilități financiare, atunci puteți renegocia contractele cu anumiți furnizori sau să renunțați la anumite servicii. Desigur, să nu bateți cu pumnul în masă, și să încercați să găsiți o soluție echitabilă pentru ambele părți. Poate, nu știu, alegeți o roche de mireasă mai ieftină sau poate faceți mai puține aranjamente florale sau poate renunțați la ședința foto de după nuntă. Cu siguranță toți furnizorii vor fi înțelegători, trebuie doar să știți cum să puneți problema cu calm și cu tact. Sfatul numărul 5. Dacă vi se pare că o nuntă afară cu număr limitat de persoane nu va fi o nuntă reușită, dați-mi voie! să vă contrazic. Am fost anul acesta la câteva evenimente de acest fel și toți mirii mi-au spus că s-au distrat mult mai bine decât la o nuntă mare. Dacă nu mă credeți, v-am lăsat în descriere la acest video două linkuri unde sunt două vloguri de making of de la evenimente. O să vedeți la final și interviul cu mirii și părerea lor. Sfatul numărul 6. Dacă nu doriți să renunțați la anumiți invitați, faceți mai multe petreceri în zile diferite. Știu, sună nebunesc, dar am avut un astfel de caz anul trecut. Mirii au făcut cu trei nunți în trei orașe diferite pentru că nu au dorit să renunțe la invitați. Să zicem dacă locuiți în Cluj, spre exemplu, da? Puteți face cu cunia civilă și cea religioasă în Cluj, cu o mică petrecere cu prietenii și familia apropiată, iar apoi poate câte o masă sau o petrecere în orașele voastre natale, unde să invitați și restul rudelor. Desigur, asta poate fi costisitor, pentru că aveți de plătit servicii precum fotograf, videograf sau muzică de trei ori, dar și aici se pot găsi soluții dacă discutați cu furnizorii. Sau poate pentru celelalte petreceri, contractați furnizori mai ieftin din orașele respective. Și acum vreau să vă dau câteva sfaturi celor care sunteți furnizori. Sfatul 1. Încercați să vă adaptați serviciile sau produsele la anunțile în aer liber. Știu că asta poate fi dificil sau costisitor, dar noi suntem cei care trebuie să oferim soluții mitilor. Dacă îi ajutăm pe ei, și noi vom avea de lucru. Spre exemplu, dacă sunteți manager de restaurante și nu aveți terase foarte mari, faceți contracte cu firmele care închiriază corturi pentru a le da posibilitatea milor de a face nunțile pe pajiște. Sau dacă sunteți floriști sau decoriști, puteți găsi soluții mai low cost de a face decorul astfel încât să arate bine și într-o locație de exterior. Și așa mai departe. Sfatul numărul 2. Permiteți mirilor să renegocieze anumite servicii din contract. Desigur, nu încurajez acest gen de practică, pentru că fiecare știm cât muncim de banii respectivi, dar dacă mirii au nunți mai mici, cu buget mai limitat și nu își permit să ne plătească, atunci există riscul să renunțe la serviciile voastre. stream. Puteți negocia sume modice, poate în funcție de tipul de serviciu, să zicem 50, 100 sau 150 de euro. Asta îi va ajuta pe Mir să își organizeze nunțile pentru că pentru ei se va aduna în final o sumă destul de mare de bani pe care o economisesc. Scenariul numărul 3. Nunțile se vor reprograma pentru 2022. Există posibilitatea de a nu fi deloc nunți anul acesta. Momentan nu avem nicio certitudine, dar din punctul meu de vedere, cred că acest scenariu este foarte puțin probabil. Cum vă spuneam și mai devreme, eu mizez specialul numărul 2. Dar în vremuri dificile trebuie să ne așteptăm la ce este mai rău, așa că o să vă expun posibilitățile cu sfaturi și soluții ca să fiți pregătiți pentru orice. 1. Restaurantele și terasele vor fi închise tot anul. Să presupunem că vom intra iară în stare de urgență sau că restaurantele și terasele vor fi închise în continuare pentru tot restul anului. În acest caz, nu ne rămâne decât să reprogramăm nunțile pe anul viitor. Având în vedere că nu știm momentan treaba asta, bine ar fi să avem o dată de backup pentru anul viitor. Adică, dacă sunteți viitor mir și vă gândiți că v-ar face plăcere să vă faceți un anul acesta, chiar dacă va fi un amic, Că totuși, discutați cu restaurantul pentru a pune în calendar o dată cu semnul întrebării pentru 2022. Dacă se apropie data când trebuie să aveți nunta anul acesta și totuși nu par să fie șanse să o faceți, atunci bateți în cuie data de anul viitor. Dacă totuși se vor ține nunți anul acesta, anunțați restaurantul că eliberați data din 2022. Aici trebuie să aveți mare grijă pentru că pot interveni câteva aspecte importante și delicate, atât pentru furnizori cât și pentru miri. Sfatul pe care îl dau mirilor. Prin alegeți data de anul viitor, adică din 2022 țineți cont de toți furnizorii contractați. Discutați la restaurant să vedeți ce date sunt disponibile, iar apoi sunați la fiecare furnizor în parte să vedeți ce date au ei libere la rândul lor. În final, o să găsiți varianta cea mai bună pentru toată lumea. Dacă alegeți data pe care o vreți voi și nu țineți cont de disponibilitatea furnizorilor, o să îi pierdeți dacă aceștia nu sunt disponibili. Iar dacă veți solicita returnarea avansului, va fi o treabă delicată. Majoritatea furnizorilor, cum ar fi fotograf, muzică, videografi, au o clauză în contract prin care dacă se modifică data evenimentului și prestatorul nu este disponibil, atunci se pierde avansul. Chiar dacă veți invoca motive de pandemie, lucrurile vor fi discutabile și nu cred că o să mai aveți răptare după atâtea amânări să intrați în polemici nesfârșite cu toți furnizorii. Mai bine vorbiți cu fiecare de dinainte și găsiți soluții. La urma urmei, i ales pentru că v-au plăcut și pentru că îi doriți la nuntă. Încercați să nu puneți presiune pe furnizori. Am auzit un caz de la un corect fotograf căruia i-au spus mirii să rezerve două date pentru ei, atât pentru 2021 cât și pentru 2022. Acest lucru nu este deloc fezabil pentru furnizori. Dacă el rezervă o dată și pentru 2022, practic va refuza toate nunțile care vin pe acea dată. Iar dacă mirii totuși își fac nunta în 2021, el va pierde clienții care au cerut ofertă pentru 2022. Sfaturi pentru furnizori. Dacă nu se vor ține în anul acesta și le veți programa pe anul viitor, faceți un act adițional cu toți mirii prin care să specificați că avansul se păstrează pentru noul eveniment. Dacă vom fi în situația limită în care nu ne vor permite autorităților să ne desfășurăm activitatea, nici noi, nici mirii, atunci moral ar fi să nu facem presiuni unii pe alții. Încercați pe cât posibil să nu modificați oferta pentru anul viitor și să nu adăugați taxe suplimentare. În plus, recomandațiile mirilor să reprogrameze nunțile în zilele de vineri sau duminică. Astfel, vă lăsați libere datele de sâmbătă pentru noi clienți. 2. Cununile civile și religioase vor fi permise. Dacă se vor face cununii civile și religioase în aer liber cu număr limitat de persoane, de exemplu 16-20 de persoane și petrecele vor fi în continuare interzise, încercați să împărțiți nunțile în mai multe etape. Sfatul meu pentru mine de aici este să păstrați data de anul acesta pentru cununii iar petrecerea să o mutați pentru anul viitor. Dacă aveți nevoie de acel act pentru un credit de apartament sau poate din considerente religioase nu puteți locui împreună, atunci sfatul meu este să faceți cele două ceremonii anul acesta, iar petrecerea să o lăsați când va trece pandemia. Astfel, le dați de lucru și unei părți dintre furnizorii de nuntă și, prin achitarea unei tranșe din suma totală a contractului, îi ajutați să treacă cu bine peste acest an. Sfatul pentru furnizori. Realizați un act adițional la contract prin care să stabiliți noile date pentru cununii și pentru petrecere și, desigur, noile tranșe de bani. 3. Mirii vor să mute nunta pentru a avea mai mulți invitați. Dacă vă gândiți să vă mutați nunta pe anul 2022, din considerentul că vă doriți mai mulți invitați la nuntă, sfatul meu este să vă mai gândiți. Și o să vă spun și de ce. Mulți miri care aveau nunta programată în 2020 au mutat-o pe 2021 în speranța că va fi posibil să aibă 200, 300, poate chiar 500 de invitați. După cum evoluează pandemia, acest lucru, din punctul meu de vedere, este imposibil anul acesta. Deci, acești oameni au început să-și organizeze nunta în 2019 sau poate chiar 2018. Dacă o să mute încă o dată pentru 2022, va fi o diferență de 4 ani între momentul cererii în căsătorie și nuntra propriu.

cine are timp să aștepte atât de mult? Vă spun din experiență că această variantă nu este una fezabilă. Am avut anul trecut un cuplu care au făcut cununia civilă și religioasă în 2020, iar petrecerea au pus-o pentru 2021. Între timp, oamenii s-au mutat la casa lor, Mirea s-a rămas însărcinată și așa mai departe. Așa că anul acesta m-au anunțat că renunță la petrecere pentru că va avea burtică. Deci se pot întâmpla multe lucruri și cu cât amânați mai mult, cu atât o să vă scadă entuziasmul față de nuntă Poate ajungeți într-un final să nu o mai faceți deloc Așa că sfatul meu este să vă faceți nunta anul acesta Cu câți oameni va fi posibil Iar amânarea să o luați în calcul Doar dacă nu se vor putea ține nunți deloc Un alt motiv pentru care nu este o idee bună Să o mutați pentru că vă doriți mai mulți invitați Este că nu avem certitudinea Că în 2022 lucrurile vor reveni complet la normal Cum am spus și mai devreme Eu nu cred că următorii 2 an vom avea posibilitatea de a face evenimente cu sute de persoane. Chiar dacă pandemia va trece până anul viitor, autoritățile vor fi în continuare precaute. Deci, ori mergeți pe varianta cu nută mică, ori împărțiți petrecerea pe mai multe zile și locații. Și un ultim aspect legat de acest capitol, Țineți minte că oamenii care au mutat nunte din 2020 în 2021 au aglomerat enorm de mult calendarul furnizorilor. Iar dacă toată lumea mută pe 2022, atunci va fi un haos. Anul acesta, cel puțin eu ca fotograf am weekenduri cu trei nunți, adică vineri, sâmbătă și duminică. Iar dacă toate acestea se vor muta la anul și se vor cumula cu nunțile din 2022, nu voi mai avea timp fizic să le onorez pe toate. Va fi o criză de furnizori pe piață pentru că toți cei care sunt buni vor fi deja ocupați. Scenariul 4. Nunțile se vor anula. Cel mai negru scenariu este cel în care mirii vor anula nunțile. Desigur, nu vor face toți treaba asta, însă vor fi miri care vor anula nunta din mai multe motive, cum ar fi că poate sunt considerente financiare, adică au rămas fără job în pandemie, sau poate s-au săturat de toată nebunia asta cu situația incertă, sau poate nu găsesc o dată convenabilă atât pentru restaurant cât și pentru ceilalți furnizori. Așa că sfatul meu pentru miri este, dacă vă gândiți să anulați nunta și nu este un în caz de forță majoră, atunci s-ar putea să pierdeți toate avansurile date furnizorilor. Chiar dacă este o problemă cu pandemia, faptul că voi renunțați la nuntă e alegerea voastră. Așa că sfatul meu este să vă faceți măcar cu civilă și să discutați cu furnizori precum fotograf, videograf, make-up și așa mai departe, să vă dea ceva de banii pe care voi i-ați plătit ca avans, adică câteva servicii pentru cunia civilă. Poate un machiaj, poate o coafură, poate o ședință foto și așa mai departe astfel veți valorifica banii dați ca și avans. Desigur, îi veți pierde poate pe ceilalți pe care ați dat poate pentru roche sau pentru formația de muzică, dar măcar nu îi pierdeți pe toți. Sfatul pentru furnizori este, dacă Miri anulează nunta și avansul rămâne la voi, încercați să le oferiți ceva de acei bănuți, chiar dacă nu vor face cu unia civilă. Poate un voucher de ședință foto de cuplu sau de familie pentru când vor avea copii, poate o programare la salon sau poate dați acea programare la alte persoane. Cam acestea ar fi sfaturile mele. În concluzie, eu sper că toate aceste informații vă sunt de folos. Cum am zis și la început, sunt doar speculații și păreri personale, dar măcar avem un punct de pornire. Analizați cu atenție variantele, consultați-vă și cu ceilalți furnizori și cu siguranță o să găsiți o soluție potrivită pentru voi. Eu sunt Iulus Paul și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vizionare. Nu uitați că găsiți acest material și în varianta audio pe Soundcloud. Spotify și Apple Podcast. Dacă vi se pare foarte multă informație, găsiți și varianta text pe blogul meu. Toate linkurile se află în descriere. Succes în organizarea evenimentelor și multă putere de muncă tuturor colegilor din industria nunților. Grijă mare de voi și să ne vedem și să ne auzim cu bine. V-am salutat! Pa, pa!